din țări mai de nivelul nostru și chiar și mai sărace fotbalistic. Sunt și unele mai tari, dar nu atât de tari încât să fie bătute. Însă trebuie să vă faceți o strategie pentru a transfera ceva jucători. O să vedem acum, că dacă eu plec la Liverpool să vedem. Rămâneți club de România. Păi dau ceva, dacă eu plec la Liverpool să vedem ce FCSB-ul, să vedem pe mâna cui cade. Dar ce jucători aveți? În plan, spuneați de Popescu. 7-8 jucători. Ne spuneți unul câteva nume. Dar nu-i știu. Nu-i știu. Și din România, se vorbea de Luis. Și din România, și din străinătate, 7-8 jucători. Neapărat. La CFR v-ar interesa? Da. E un jucător extraordinar, îmi place Taxidis. Numai că la mine e altceva, adică eu alt fel de fotbal eu vreau. Adică așa pot să-l iau și pe ăla, pe de Bausa. Da. Dar la mine e alt fel de fotbal, la mine e fotbalul pe război. Nu dai război numai pentru trei floricele, nu. Dar poate când vine aici se schimbă, poate schimbă. În locul cui să-l iau? În locul lui Olaru? Pe unde se plece Olaru? Hai mă vezi. Vine mă, pleacă atunci, bine. Băi, să-l iau în locul lui Olaru? Să-l iau în locul lui Tănase? Păi care e locul lui Tănase? În toată locul. Bă, pe Șut și pe Alexandru nu poate să schimbe nimeni pe acolo. Mai am și pe Baba, care și ăla, stai să vedem. Nu? Mai vine și ăsta la altul. Ei, Juma. Ce să fac eu cu Taxidis? Eu am nevoie la mijlocul terenului de forță, putere. Cum vine Tănase? Păi, dar nu știu, să vedem. Să vedem, dacă nu găsește o fetă bună, vine în iunie. În iunie de am zis, trebuie să dea răspuns, asta se dă răspuns înainte. Adică înainte de plece pregătire. Da. Nu, ca să vedem. Că ei acum vroiau, de exemplu, că domne, că să iau o vacanță. Șut, Coman, Olaru și a zis, stai mă puțin. Cum adică? Că de aseară, că domne, bă, ce facem noi? Las pănașul în baltă? Trebuie să iasă păi nu, păi nu că trebuie. Trebuie să fie dreptatea. Nu că... Să-și apere corect șansă. Eu. Da. Și am vorbit cu Florinel și a zis, bine mă, nu mai taică tu. Unde e vacanță vrei să iei? Că domnule, ții cont, cum ai că lași pe taică tu? Păi ești trădător? Nu ne agigi, nu stâmpă, dacă nu ești trădător, du-te la Mariana, fă-te bun, vino cu aia și apără-l pe taică tu. Nu? Alibec e o variantă, rămâne în continuare? Alibec rămâne o variantă, să vedem. Sunt mai mulți, 7-8, nu știu exact care. Mă, ce să fac, mă, să vi zic vouă ca să-l deștep pe Șucu? Șucu. Ce concurează cu dumneavoastră? Concurează cu dumneavoastră? Ești Champions League. El, adică mi-a dat prima dată în viața mea când cineva, adică un patron de club mi-a dat felicitări aseară după meci. Om de calitate, Șucu. Am înțeles. Da. Ce alt patron v-a mai felicitat aseară? Și patron trecuți, Borcea. Da, ăsta mi-a dat mesaj direct.